faci și tu. Ce rost are să fii un Shane fără vânătorul care să te conducă în aventuri? Asta e. Tati n-a pomenit nimic despre un vânător. Oh, și uite așa s-a stins un vis. Poate o să ne mai întâlnim dacă vei trece prin peșterile inferioare. A? Via peșterile nordice sau scânteile pârjolite. Știi, mi-ar prinde bine un vânător totuși. Da! Da! Ai făcut o alegere înțeleaptă, tinere Shane. Mă cheamă Ellie. Un nume bun, ușor de pronunțat. Tu, tinere Ellie, n-o să fii dezamăgit. Bine. Dacă vreau să lupt contra răului, primul lucru pe agenda zilei de azi e să prindem niște slagi. În calitate de Shane, trebuie să ai un arsenal impresionant de slagi. Arată-mi! Da, da, ești foarte drăguț, dar unde sunt ceilalți? Nu mai am alții, dar râgâitul e grozav. Ai un singur slag? Oh, trebuie să câștigi niște slagi experimentați în luptă, iar eu știu locul perfect. E un turneu mic pe plan local. Concursul n-ar trebui să-i pună probleme unui Shane. Ce te reține? Avem slagi de câștigat. Mai trebuie să fac un lucru înainte de a pleca. Am așteptat toată viața clipa asta. Ce ai așteptat? Să tragi cu laserul? Da. Ești gata, răgâitule? Un slag infernal. Wow! Bravo, răgâitule! Și acum, cum se pornește chestia asta? Un stol de flamingo! Fii atent, râgăitule! Stai, slagii voștri au nume? Ai tăi n-au? Încetează, animal fără minte! Păi, și ăsta e un nume. Să știi că abilitățile mele de observator sunt foarte rafinate. Am impresia că multe lucruri normale îți sunt necunoscute. Eu am crescut într-o casă strict secretă, într-un loc îndepărtat. Numai familia Shane știe de ea. Da, desigur. Familia Shane are multe secrete, dar niciunul nu e atât de important ca acela al originii noastre. Nimeni nu poate afla de suprafața Terei. Sunt prea multe pericole de ambele părți. Aceste două lumi trebuie separate. Ce se petrece, Pronto? Întoarce-ți privirea și vezi-ți de drum. Individul i-ar prinde bine puțin ajutor. În lipsa unui Shane care să mențină pacea, grotele din Slagter au devenit, cum să mă exprim, un pic cam neprimitoare. Păi, acum aveți un Shane printre voi. Asta nu ne privește pe noi. Sunt convins că ești de acord că un erou înțelept trebuie să-și aleagă luptele. Doar atât poți. Nu mai mototol pe aici. Trebuie să pleci. Eu sunt stăpânul acestei poteci. Dacă nu ești Will Shane, ia-ți tălpășița. Will e tata. I-am reluat misiunea de unde a lăsat-o. Oh, nu mai spune. De Will Shane ne era frică. Tu nu ești decât un puști. Sunt puștiul care are un laser. Mă mai pui la încercare? Se pare că da. Mersi, Pronto! Cine-i Pronto? Cu plăcere! Drumul ăsta e înțesat cu astfel de indivizi. Ar trebui să ai mai mare grijă. Stai! Cine ești? Aici erai. Împarți deja dreptatea, după cum văd. Nu te mai apropia de drumul ăsta. O să ai nevoie de mai mult decât un laser și un cârtețoid pentru a fi un Shane, puștiule. Credeam că a fi un Shane înseamnă ceva. Individul și-a bătut joc de mine. Dacă îți dorești respect, trebuie să-l câștigi pe câmpul de luptă, ca Pronto cel viteaz. Dacă vei câștiga acest turneu, lumea va ști că un Shane s-a întors să lupte pentru dreptate și să-i apere pe cei nevinovați. Și dacă nu am să câștig? Haosul va domni în continuare, iar tu vei fi văzut tot ca un zănatic fără speranță. Desigur, asta nu o să se întâmple. Turneul e ca și câștigat. Shane? Ha, fiți atenți! Puștiul se crede un Shane! Bine, ultimul loc în runda de calificări. Baftă, o să ai nevoie!
Calificări? Un duel mic pentru a intra în turneu, nu ai de ce să te temi, crede-mă. Prea bine, va fi distractiv să mă duelez în sfârșit cu cineva. Ha? Cum? Niciodată? Niciodată nu te-ai mai duelat, dar ești un Shein. E o poveste lungă și nu cred că vrei să afle și ceilalți dueliști, nu? Nu, clar că nu. Trebuie să-i găsesc un partener de luptă. Mă întorc imediat. Scuză-mă, îmi stai în cale. Oh, hei, tu ești... mersi încă o dată pentru... știi tu. Că ți-am salvat pielea? Va fi micul nostru secret. Păi, îți sunt dator, eu sunt Ellie. Trixie, i-ai spus individului că ești un Shane? E adevărat? Da, am venit să câștig câțiva slagi înainte de a pleca și a lupta contra fără de legii. Ce-i cu camera video? Îmi filmez adversarii. Caut ceva ce mi-ar putea da un avantaj. El cine e? John Taurul. Pe el trebuie să-l învingi dacă vrei să câștigi chestia asta. Încă nu i-am găsit nicio slăbiciune, în afară de faptul că e un nesăbuit. Tu n-ar trebui să te antrenezi? Ba da, prietenul meu îmi caută un partener mai slab. Sau poate ești interesată? Să-ți divulg toate trucurile mele? Nu, mersi. Prefer să te filmez, să le aflu pe ale tale. În plus, prietenul tău deja ți-a găsit pe cineva. Ellie Shane? El e Cord Zane. Ce părere ai? Că ar putea fi extrem de dureros. Mi-ai zis că o să mă bat cu un Shane. Ăsta-i un țânc. Iar tu un troll. Să văd dacă am ghicit. Nici tu nu vrei să te bați cu mine. Glumești? Mi-am dorit mereu să întâlnesc un troll. N-o să întâlnești pe cineva mai loial și mai curajos decât un troll. Așa spunea tatăl meu. Se vede de departe că n-a prea stat pe lângă cârtețoiz. Will Shane a spus asta? Vine la mine! Să înțeleg că ne vom duela... Alege! Flopări, nu? Minunat! Poftim? Grozavi, flopării sunt inutili. Orice slag e util. Așadar, ce știi despre dueluri? Ce-i de știut? Mai întâi îți alegi slagul, apoi tragi cu el. Când ajunge la 150 la oră, se transformă. Și o ții tot așa până adversarul renunță. Tata mi-a explicat de vreo 100 de ori până acum. Da, a explica nu înseamnă a te duela. În concursul ăsta, dacă tu câștigi, alegi un slag al adversarului. Dacă pierzi vreun meci, chiar și în calificări, l-aș putea pierde pe râgâitul. Ești dispus să scoți totul la bătaie? Nu prea am de ales, nu-i așa? Nu! Duel! Nu e corect, nu eram gata. Exact, trebuie să fii mereu gata. Duel! Stai pieziș, așa o să fii mai greu de atins. Îți ajuți adversarul, știi asta? Drăguț, se crede adversarul meu. Duel! Nu-i rău, frate! Nu trage în adversar de fiecare dată. Încearcă să provoci dezastru în jurul lui. Ceva de genul ăsta? Ei da, așa mai vii de acasă. Da, ăsta e Ellie Shane pe care îl știu. Întâlnit de curând, de fapt. Isteață mișcare. La fel și flatul orincusul meu amânat. De ce n-ai participat niciodată la un duel? I-am promis ceva tatei, că nu voi trage cu laserul până la 15 ani. Să văd dacă am ghicit. La mulți ani? Ieri. Am o presimțire în privința ta, Ellie. Nu prea ai talent, dar ai o inimă foarte mare. Credeți că sunt pregătit? Categoric. Poate. Nu. O să te descurci de minune. Maică, îmi pare rău pentru nătângul pe care o să-l înfrunți. Îți amintești că am spus că îmi pare rău de adversarul tău? Îmi retrag cuvintele. O să-l înfrunți pe Shockwire. Încă nu-i prea târziu să renunți cât mai ești în viață, Shane. O să te facă praf și pulbere. Zău, așa? Nu pare a fi prea dur, nu crezi? Ce crezi, răgâitule? Folosește doar pistoale cu electroșocuri și, din câte îmi dau seama, e tare priceput. Grozav truc. Și eu știu câteva trucuri. Zău?
Sigur. Știi niște trucuri, nu? Uite ce e. Voi fi bine. Sunt sigur că... Frățioare face țintele bucățele. Știi, acești taserlingi sunt niște slagi foarte duri, dar uneori greșesc ținta. Nu mai spune. Mi s-a spus că ești un Shane. Exact. Și n-ai decât un flaringo și câțiva flopări? Da. Ești smintit, naiv sau ambele? Mai există și alte opțiuni? Încă nu, răgăitule, vei avea ocazia. De ce nu folosește slagul Infernas? Eli, n-o să scap folosind flopări! Nu, stai! Cred că știu ce face! O să ai un șoc, puștiule! Încă puțin... Aștepta ca un taserling să greșească ținta. Bine, răgăitule, acum! Chiamă-l! Chiamă-l! Mă dau bătut, ai câștigat! Câștigătorul! Eli Shane e câștigătorul! Chiar ești un Shane! Shockwire, vino aici și plătește! Da, da! Alege acum! Are câțiva foarte buni, Eli. Hei, hei, să ne gândim un pic. Nu, Cord, am o idee mai bună. Care din voi vreți să veniți cu mine? Sunt din familia Shane, așa că după ce se termină concursul, trebuie să fiți pregătiți pentru o viață de aventură. Cum? Îi întreb pe slagi? Nimeni nu-i întreabă pe slagi. Bun venit în echipă, micuțule. Îți place numele Jules? El e răgăitul. Ai talent înnăscut, dar acum că ești în concurs... Să nu crezi că o să-ți facem vreo favoare. Cu toții ne aflăm aici să câștigăm. Atunci apucați-vă de treabă. Prima rundă începe diseară, în peștera Scântei Pârjolite. Și o să luptați cu ei. Doctore Black, trebuie să vedeți asta. Sunt imagini de la un meci de tras cu slagi din peștera Os de Herring. De ce m-ar interesa pe mine așa ceva? Fiindcă el spune că îl cheamă Eli Shane. Credeți că e o rudă? Păi, dacă e, noi știm cum să ne ocupăm de cei din familia Shane. Ne-am ocupat deja de câțiva dintre ei.